Să ridice mâna, cine are, cine e Roxana? Roxana, îți mulțumesc pentru toate zilele pe care mi le-ai dăruit. Te iubesc foarte mult și aș vrea să ne petrecem toate zilele împreună. Te iubesc. N-am auzit, eu eram aici foarte aproape și n-am auzit răspuns. Da! Deci a fost un da. Am văzut undeva în Costinești banere care tractează diverse reclame la diverse produse. Mi-am zis că pe soția mea cu siguranță o să o cer așa, în felul ăsta. Mi-am dorit să fie o cerere banală. Emoționant! Și a fost... Am primit cel mai frumos inel. Timp de 10 zile, 65 de piloți din 16 țări și din România au concurat la Streșnic în cea de-a 13-a ediție a campionatelor mondiale de acrobație cu avionul. S-a ținut cont de tehnica de execuție a acrobațiilor, maestria și priceperea piloților, toate pentru un spectacol de nivel înalt. A fost un succes, piloții se bucură de acest meeting, cred că mai mult decât publicul astăzi, pentru că până astăzi am zburat doar după programe prestabilite, a trebuit să zburăm pentru arbitrii, de astăzi zburăm cum ne place la un meeting aviatic, demonstrând ce știm mai bine să facem. România a participat la ediția din acest an cu 8 piloți, toți foarte experimentați. George Rotaru, ploieșteanul Andrei Serbu, Dan Ștefănescu, Vlad Alexandru Popescu, Alex Eparu, Ioan Ursu, Teodor Munteanu și Lucian Pintea au făcut parte din lotul țării. Și evident cu rezultate meritorii. Andrei Serbu este de acum locul 3 mondial. A fost un campionat intens, plecând de la prima probă și iarăși la fel de intens pe partea de organizare. A fost un succes și individual și pe echipă, din punct de vedere al rezultatelor concursului. La meeting, momentul lui Andrei a fost mult așteptat și aplaudat de public, pentru că toată lumea îi cunoaște acrobațiile. An de an, aerodromul de la Streșnic se umple de fani ai spectacolului aviatic. Mie m-a plăcut când a făcut răstăririle și căzăturile. Crezi că trebuie să fii foarte curajos să faci lucrurile astea? Aș dori să fac. Ai vrea și tu? Da. Nu ți-ar fi frică? Da. Mi-au plăcut spiralele și avionul american. Da. Mi-a plăcut când s-a dat peste cap, fumul și cererea de căsătorie. Cred că este un eveniment unic la noi în țară, cel puțin momentan, și cred că Aeroclubul României merită toată lauda pentru că a reușit să organizeze un astfel de eveniment, iar meeting-ul devine din ce în ce mai interesant. În programul evenimentului a fost inclusă și o demonstrație a unui avion de transport C-130 Hercules, ce aparține armatei române. Ca de fiecare dată, toate acrobațiile formațiilor Iacării, Acrobați, Hawks of Romania sau White Wings au primit ropote de aplauze.